Un tânăr de 25 de ani din Anglia trăiește cu convingerea că este vampir. Și-a schimbat numele după cel al domnitorului român, care a inspirat legenda lui Dracula și spune că cea mai mare dorință a lui este să fie tratat ca o persoană normală. Încă de la vârsta de 13 ani, englezul și-a schimbat legal numele în Vlad Țepeș al Întunericului și spune că a început să fie fascinat de vampiri și a fost inițiat în lumea morților vii de un grup de adepte adolescente. Chiar dacă doarme într-un sigriu făcut pe comandă, care cântărește 25 de kg și are o lungime de 2 metri, tânărul spune că nu crede în toate legendele care se spun despre vampiri. Tocmai de aceea, usturoiul nu are efect în cazul lui și poate să se plimbe liniștit în timpul zilei pentru că nici lumina soarelui nu-i face rău. Sunt conștient că multe astfel de idei sunt legende care au fost promovate în filmele cu Dracula sau cele din seria Amurg, după cum afirmă bărbatul vampir. Totuși, există anumite lucruri pe care simte că trebuie să le facă, așa că bea sânge de vacă și porc, dar și un tip de sânge special considerat înlocuitor pentru sângele uman. Bărbatul vampir spune că s-a săturat ca oamenii să-l judece pentru stilul de viață pe care îl duce și că de multe ori este jignit și hărțuit din cauza felului în care arată, uneori fiind întrebat ironic dacă nu cumva a fost abuzat în copilărie. Oamenii trebuie să accepte că ceea ce este normal pentru mine nu este normal pentru ei și invers, a mărturisit bărbatul care se consideră vampir.